străba cerul într-o capsulă în care stă în rândul disciplinat o mulțime de oameni a căror țintă este Viena. Ar putea fi interesant să le aud gândurile, dar ar fi un alt film, diferit de acela pentru care am plecat să-l fac. Orgolioasă? Nu. Vă contrazic, dar eu nu am nici un alt plan decât să mă reîntâlnesc cu orașul, cu acea Vienă pe care am recompus-o în capul meu, citind despre ea după ce am văzut-o prima dată. Adică urmez învățătura să te uiți de două ori ca să vezi o dată. Hombrul, castelul orașului, palatul, centrul puterii, unde se făceau judecățile, unde se discutau politicile, unde se luau hotărârile și unde au locuit cei mai puternici oameni din istoria regatului Austriei și apoi a Imperiului Austro-Ungar. Caldarâmul pieții zuruia sub roțile trăsurilor membrilor dinastiei de Habsburg, iarna, căci vara și-o petreceau la Schönbrunn. În vremurile noastre, Schönbrunn a rămas reședința oficială, dar de data aceasta a unui președinte, președintele Austriei. Opera vieneză este unul dintre cele mai reprezentative centre din Europa. Iar opera este deschisă publicului pentru vizitare. Puteți începe din 22 ianuarie, dar cu patine și cu atenție, pentru că piața primăriei va fi acoperită cu gheață. Până la operă veți patina. Când într-un oraș ai o primărie ca cea din spatele meu și un parlament ca cel din fața mea, e lesne de înțeles că totul este minunat. O acropolă este parlamentul, ridicat pe înălțime, având forma și funcția antică, adică acel loc în care cetățenii, prin reprezentanții lor, dezbat problemele cetății și iau decizii. Zeița protectoare, Atena. Mintea, înțelepciunea. Ce caută eroul Perseu încercând să-și prindă Pegasul, calul dăruit de regele zeilor? Făcea parte din agora cetății și din agora pleacă să ucidă Gorgona, Meduza, cea a cărei privire transformă în stană de piatră pe privitor. Poate că în algoritmul uriașului labirint, care putea fi Viena, capitala politică a Imperiului ce cuprindea o bucată parte de Europa, cineva trebuia să învețe să-și înfrângă fricile viscerale înainte de a porni acțiunea. O zi cu nori, o zi cu soare, însă la Viena lucrurile sunt aceleași. Alternativ pentru a vedea Viena sunt autobuzele pentru turiști. Volksgarten,
Grădina Poporului, grădina publică, o numim noi. Acum, a fost creată în timpul lui Napoleon, 1820 era anul. Stilul era franțuzesc, iar trandafirii erau splendiți. Arhitectul Peter Nobile a ridicat în parc o imitație a unui templu închinat lui Tezeu. Canova a dăltuit în marmură statuia și a făcut și un loc unde se poate bea cafeaua, la Garden Cafe, în tovărășia lui Tezeu. Peter Nobile și-a mutat sediu la Custom Museu, astfel că în 1921, un atlet lucrat de Joseph Mollard vă așteaptă pe peluze în fața templului. Mai așteaptă și o fântână a împărătese Elisabeta și monumentul scriitorului Franz Glinspers. Nu e deloc înghesuială în grădina publică. E destul de greu să reziști tentației de trecere, să vezi și Muzeul de Istorie Naturală. E la o aruncătură de băți, iar primăria, clădirea, îți cere și ia multă atenție și timp pentru a se lăsa privită. Față în față, două muzee. Muzeul de Istorie și Muzeul de Științe ale Naturii. Împărăteasa Maria Tereza ne arată cu mâna stângă să vizităm Muzeul de Istorie. În Viena, fără a vedea unul dintre cele două mari muzee, e ca și cum nu ai vedea Viena. Vă țin la curent și vă invit să vizitați Muzeul de Istorie. De mii de oameni pe an urcă scările Muzeului de Istorie și Artă din Viena. 600.000 de perechi privesc în ochii faraonului devenit gazda muzeului. În spatele lui se așează cu minte în dulapuri de sticlă, în sel de marmură, sub plafoane pictate. Un Habsburg pe nume Franz Josef a avut nebunia de a colecționa obiecte de artă și de a-și invada palatul cu ele. Atât de multe erau încât au umplut două muzee, unul de istoria artei și celălalt de istorie naturală. Cât de fascinat poți fi de cunoaștere și câți bani ești dispus să investești în pasiunea ta, care nu e o femeie, nici un viciu, și niciun spirit exagerat de economie. Era nobil, era împărat și în aceste două circumstanțe a lăsat toate costisitoarele sale colecții urmașilor. Nu rude de sânge, ci înfometați de știință. Măcar a lăsat ceva flămânzilor. Muzeul de Istorie a fost deschis în 1891. În același an a fost deschis și Muzeul de Istorie Naturală. Stau vis-a-vis unul de altul, seamănă unul cu altul, la exterior și se privesc de pe cele două margini ale pieței Maria Tereza ca două bucăți de cozonac rămase singure pe aceeași farfurie. Milenii înghețate în piatră, timp spart și condensat în statuile pe care puternicii acelor zile le-au comandat sculptorilor. Un sens neașteptat dat egoismului. Sau poate noi cei de astăzi, oamenii mass media,
Nu înțelegem că statuile, tablou, construcțiile, scrierea săpată în piatră sau pictată pe un papirus era singurul mod prin care efemera ființă care este omul se apără de moarte, însămânțându-și imaginea și întrebările despre propria sa viață în mintea privitorului. Muzeul apare ca un uriaș labirint pe care vizitatorul îl străbate în căutarea minotaurului ignoranței sale. Trei secole a cârmuit casa de Habsburg Sfântul Imperiu Roman. A dat regi Boemiei, Angliei, Germaniei, Ungariei, Croației, Irlandei, Portugaliei, Spaniei și conducător pentru unele dintre statele germane și italiene. Rudolf de Habsburg, din a șapta generație de descendența contelui Radbot, a construit în 1020, pe teritoriul Elveției de astăzi, fortăreața Habsburg, de la care și-a luat numele. Nu este exagerat să spunem că Viena este și orașul grădinilor, având atâtea parcuri. Parcul Poporului, o inițiativă a împărătesei Maria Tereza, în vremea în care oamenii o alintau, numind-o Sisi. Atunci a ridicat un templu eroului Tezeu, cel care a ucis Minotaurul, ființa jumătate om, jumătate taur, simbol al instinctelor sălbatice din om. M-am întors să vă spun că Parcul Poporului, grădina publică, aș spune eu, are ca sursă de inspirație grădina Luxemburg din Paris, iar statuile pe care le veți vedea preserate îi reprezenta pe Kaiserin Elisabeth Dechmal, fosta împărăteasă a Austriei, și pe dramaturgul poet Grill Parzer. Deși la Viena pare că la fiecare intersecție te poți rătăci, poți să afli că toate drumurile duc la Stefan Platz, adică la Domul Sfântului Ștefan. În centrul comercial al Vienei, nu marile bănci, doar micile străzi bordate de magazine, printre care curg înghesuiți mii de turiști preocupați să ia pulsul butricurilor în speranța unui cadou acceptabil. Un furnicar ce se rotește pe străzile care se îndreaptă spre Domul Sfântului Ștefan. Nu-l poți rata, chiar dacă ești atât convins. Uriașa săgeată barocă, îndreptată spre cer, este atât de copleșitoare încât nu ai încotro. Trebuie să îi te închini. 1137 este anul începerii construcției bisericii. Terenul primit pentru ridicarea ei era un cimitir, probabil de pe vremea romanilor. Săpăturile pentru sistemul de încălzire, efectuat la 2,5 metri adâncime,
au scos la iveală mormintele. Probabil că acolo cu siguranță a fost un cimitir. Prima biserică era în stil romanic, a ars. A doua încercare a avut același sfârșit, era în 1258. Abia la a treia încercare, construcția a rămas în picioare. Este gotică și îl are ocrotitor pe Sfântul Ștefan, patronul cavalerilor teutoni care plecau în cruciadă. De aici plecau. De fapt, catedrala însăși este o muzică, o cântare a pietrei, care țâșnește spre cer, înțeapă văzduhul și face aerul să vibreze cu o frecvență atât de joasă încât urechea nu aude, trupul și inima da. Norii care se profilează în spatele meu s-ar putea să ne împiedice ca următoarea parte a călătoriei noastre să nu ne mai putem bucura de aceeași lumină. O lumină blândă învăluie orașul în melancolia unui destin pe care zidurile și aerul le reverberează. Era prințesă. Se numea Elisabeta Amalia Eugenia de Wiltensbach, Sisi pe scurt. În afara protocolului curții imperiale, familia o striga tot Sisi, pentru că ea era voiciunea, drăgăleșenia, poezia vieții de la palat. Orașul, capitala imperiului, împrumuta aerul ei, și îl păstrează încă și îl rostește mângâios, Sisi. Iubea natura, poezia, circul, călăria, nu se conforma etichetei, era liberă. Credea în Republică și iubea Ungaria, cealaltă parte din Imperiu, mai pătimașă, mai sălbatică. De ce ar iubi-o tinerii azi? De ce i-ar urma modelul ei? Pentru că există un final nu prea fericit. Au măritat-o de vreme. La 16 ani avea un copil pe Sofia. Peste un an s-a născut Gisela. La 21 august 1858 l-a născut pe Rudolf, viitorul împărat al Imperiului. Avea 20 de ani și 3 copii. De fapt, îi rămăseseră doi. Sofia murise la Buda și, mai de fapt, nu avea niciunul, pentru că îi creștea soacra sa. Se trezise în labirint, alerga prin el, nu ca să găsească ieșirea, ci să nu se oprească, să nu privească înapoi și să rămână stană de piatră în timp ce destinul alergă înainte. Toate acestea în urmă cu puțin timp. Am văzut Viena. We'll be right back.
Și totuși nu poți pleca din Viena fără să-ți arunci măcar o singură privire către Schönbrunn. De departe, de aproape, acest palat e încărcat de istorie. E încărcat de poveste. Și tu poți să pleci spre casă cu amintirea lui. Thank you.